Aho, aho, copii și frați, facem emisiune din inima Durneștului. Anul ăsta e prima. În câteva clipe cât ne adunăm, vă rog să distribuiți ca să conectăm. Acusar avem mai multe noutăți, mai multe apeluri. Sper să fim auziți de guvernare și de cei care iau decizii în țara Luculioc. Bună seara, dragi prieteni! Eu sunt deprins la aer liber, mai puține studiouri, mai puține televiziuni. Vreau să vă felicit pentru că anul ăsta nu v-am felicitat cu Crăciunul și cu sărbătorile care vin. N-am făcut-o dintr-un birou aranjat ca să vă spun la mulți ani să vă bucurați de viață alături de cei dragi și de dorit la noi acasă. Dar astăzi vreau să vorbim după emisiunile pe care le-am urmărit probabil împreună cu dumneavoastră, chiar fiind în drum spre casă, am urmărit emisiunea cu participarea domnului președinte Igor Grosu de la TV8 și acum deja e pe final emisiunea de la ProTV a doamnei președinte Maia Sandu. Vreau să vă spun că sunt și dezamăgit. Nu-i vorba de prestația politicienilor, pe ei tot timpul au fugit de întrebări. Dar mai mult sunt dezamăgit de prestația jurnaliștilor care se tem să întrebe. Înțeleg, televiziunea pe care o reprezintă TV8 este televiziunea deja a guvernării și cumva se comportă foarte docil, foarte cuminșor cu guvernarea. Dar m-am așteptat că ProTV-ul va fi mai activ. Dragi prieteni, ziua de astăzi, dacă televiziunile și jurnaliștii nu au avut întrebări, am eu întrebări către guvernare. Către cei care reprezintă guvernarea și am întrebări destul de dureroase. Și am să încep cu video-ul pe care l-am făcut la căile ferate. Dragi prieteni, am informații la mine în telefon și pot să vă le pun la dispoziție toate procesele verbale și toată lista cu locomotivii pe care o scot la mezat, la casare, cei de la căile ferate sub bagheta magică a lui Tofilat. Rozojorul continui linia de tăiet și dat la metal tot ce înseamnă căi ferate. Ca să înțelegeți, tunul pe care l-am spus mai de mult se realizează acum. Eu mă gândeam că odată cu schimbarea guvernării Dodon vor veni timpuri mai bune, iar cei care tăiau și dădeau tot la metal se vor opri, pentru că vor exista procurori, judecători, vor exista polițieni mai responsabili. Ba nu! Acum vă spun cu toată seriozitatea și cu toată responsabilitatea că băieții de la căile ferate, nu știu sub cui administrare sau a cui influență, au scos la vânzare 120 de locomotive. Am lista cu toate locomotivele din ce an sunt produse. Asta e o mare lovitură în securitatea națională. Locomotive din 86, 82, 87, 89 am văzut locomotive. Din câte am reușit să vorbesc cu oamenii, nu toate locomotivele pot fi casate la pachet. La una s-a stricat turbina, la una compresorul, la una motorul. Nu toate locomotivele au aceeași problemă. Ăștia le-au scos pe toate. Și experții spun că fiecare locomotivă în parte trebuie să fie verificată, testată, după care emis actul prin care se spune că nu mai poate fi utilizată la casație, la fier vechi. Și atunci se formează, se face licitație. Dar uitați-vă ce se întâmplă. M-am documentat între timp despre cei care au participat în acea licitație. Dragi prieteni, de asta așa am întrebări. La licitație a participat o companie care reprezintă interesele legale, oficiale, ale uzinii metalurgice din Râbnița. Oficial, transnistrenii cumpără metal și deschid ușile de la căile ferate cu picioarele. Am întrebat oamenii care cunosc de cine a participat în această licitație Metal Firosu sau alți concurenți care mai sunt pe piața metalilor din Republica Moldova. Am primit un răspuns că Metal Firosu, de când a venit șef nou la o întreprindere de stat, încă nu are
nu știu care acte de la Ministerul Mediului. Nu au obținut încă acte. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar întrebarea rămâne deschisă. De ce Metal Ferosu nu a participat? Ăștia de la Râbnița deja merg absolut deschis și cumpără metalul de la căile ferate ca să nu se oprească Râbnița. Și acum am să vă explic de ce e important și de ce ăștia erau gata să plătească cu 25% mai scump metalul de la căile ferate, numai să aibă de lucru ca să nu se oprească uzina metalurgică. Acum băieții ăștia șmecheri scot la mezat 120 de locomotive. Mai mare lovitură în securitatea noastră națională, economică, n-am avut. Întrebare, ce face Serviciul de Informații și Securitate? Ce face Ministerul? Ce face APP-ul? Că am văzut o fufă care era în Consiliu și în Consiliul care a organizat licitații să dădea cu părerea și era tare importantă. Cu ce se ocupă instituțiile astea care sunt obligate să supervizeze și să păzească averea statului? Parcă am schimbat guvernarea, ori eu ceva iar încurc. Eu am transmis semnalul ăsta public și sunt gata mâine să fiu audiat ori la procuratură, ori la SIS, ori unde vreți, la parlamentul care este, ca să le spun că se fură, se dă un tun de 150 de milioane de lei din căile ferate. Degeaba vorbim post factum, pe urma să investigăm ca și cu miliardul, pe urma să-l căutăm, pe urma să-l aducem înapoi. Acum vă spun că decizia deja există trecută prin Consiliul de Administrare de la Căile Ferate. Și eu de astăzi am să vin cu o serie întreagă de investigații, am acces la o serie de documente, rapoarte financiare interne de la Căile Ferate și pot să vă spun, și am să vă spun pe rând multe lucruri care se întâmplă la Căile Ferate. Eu șer pe această cale, din numele Partidului Democrației Acasă, partid extraparlamentar în opoziție, demisia cetățeanului, directorului pus cu abateri grave, tot filat de la Căile Ferate. Acum vă spun un lucru, ca să fie clar că e în continuarea liniei, cât e de grav, și fac un apel pe această cale către câțiva deputați care au mai rămas teferi la minte. Din sursele mele, pe care nu le fac publice, am aflat că doamna ministru de la Mediu a făcut o interpelare, o scrisoare către comunitatea europeană să scoată interdicțiile pentru importul de metal negru din comunitatea europeană, din România, spre Râbnița, spre Transnistria. Pentru cei care nu știu, eu am fost la Dubăsari în septembrie și am protestat și am promis că voi bloca trecerea spre Transnistria ca să nu meargă metalul și să nu finanțăm regimul separatist și întreprinderile strategice din Transnistria care finanțează acest regim separatist. Nu vă mai povestesc câți pumni în cap am luat până am ajuns la Chișinău. Fiți atenți, dragi prieteni, comunitatea europeană a băgat în lista neagră cu sancțiuni întreprinderile din Transnistria, gigant, cum este uzina metalurgică, și din noiembrie nu mai poate fi adus metal. Și vă amintesc că metalul vinea prin portul Galați din Ucraina, era o schemă făcută de băieții șmecheri de la PD, Andronache și cu alții, mergea prin sudul Ucrainei și prin România, prin Galați, veneau câte 40-50 de camioane. Comunitatea europeană a băgat interdicții ca să nu mai finanțeze terorismul și întreprinderile care stau la baza finanțării regimului separatist. Ce face doamna ministru a mediului? Doamna ministru scrie o scrisoare către comunitatea europeană și cere ca să fie scoase interdicțiile. Eu mă adresez pe această cale domnului președinte a Comisiei Parlamentare, unionistul și românul Lilian Carp. Dispuneți, vă rog, o anchetă. Sunteți șeful Comisiei Parlamentare Securitate Națională. Dispuneți o anchetă și vedeți de ce în guvern există oameni care lucrează împotriva securității naționale. De ce sunt oameni care merg împotriva interesului nostru național. Europenii, ucrainenii de mult au blocat aceste întreprinderi și toată porțiunea transnistreană. De ce la Chișinău sunt oameni din majoritatea parlamentară? Nu puteți să o înlocuiți pe această doamnă? Eu vă rog, dispuneți o anchetă internă și dacă cuvintele mele se adeveresc, această ministră trebuie să plece.
Eu nu mai spun de pădurile noastre, eu nu mai spun de mediul nostru, eu nu mai spun nimic. Un ministru care se gândește la uzina metalurgică din Transnistria, că nu are de lucru, nu se gândește la mediu și nu se gândește la interesul național. Asta e pe dimensiunea metalului, care reprezintă de fapt o formă ascunsă de susținerea separatismului din Transnistria. 2. Pe ordinea de zi a guvernului, pentru ziua de miercuri, este un proiect prin care se dorește prelungirea termenului de blocare a Transnistriei de pe data de 31 decembrie, când trebuia să intre în vigoare, până pe data de 30 iunie, pe jumătate de an. Spuneți-vă rog, stimată guvernare, dar ce se întâmplă? Dar de când voi vă gândiți la economia Transnistriei? Dar de ce nu s-a consultat public acest proiect? De ce n-ați întrebat societatea, opinia publică, partidele extraparlamentare? Cum li permiteți transnistrienilor să aducă marfă de contrabandă? Și toată lumea știe că pe dimensiunea transnistreană vine marfă de contrabandă de la kilometru 7 din Odessa. Și toată lumea știe că piața noastră este invadată cu marfă ucrainească, inclusiv pe segmentul transnistrean. Vă mai trebuie jumătate de an ca să faceți echipe comune cu ucrainenii? Parcă ați fost la Kiev și ați spus Crim aparține Ucrainei. De ce nu faceți? Posturile cu ucrainenii sunt gata. De ce vă gândiți la securitatea Transnistriei și nu la securitatea internă a Republicii Moldova? 4. Pe 23 decembrie au avut loc trageri din armă și ați văzut imaginile publicate de mine, au văzut cel puțin 300.000 de oameni publicate de mine. Presa a preluat imaginile de la mine, nu se interesează, nu a sunat la Ministerul de Interne. Biroul de reîntregire spune că nu știe, nu a fost coordonată cu guvernul de la Chișinău. Aceste trageri sunt pregătiri de luptă a regimului separatist. Tragerile sunt pregătiri de luptă. Cu cine sunt coordonate? Astăzi doamna președinte spune cu nonșalanță că aceste trageri au fost coordonate. Doamna președinte, cu cine au fost coordonate? Cu dumneavoastră personalul au fost coordonate. Oamenii în mijlocul drumului au fost opriți de poliție, că acolo se trăgea din automate. Ce fel de coordonare e asta? Pe teritoriul Republicii Moldova, la hotarul nostru, se trag din arme automat cu coordonare. Cu coordonarea cui, doamna președinte? 5. Eu n-am văzut convocarea Consiliului Suprem de Securitate în care se pun în discuție și facem noi ca stat în caz că Rusia invadează Ucraina. Ce facem noi cu armată de ocupație sub nasul nostru, sub Chișinău, pentru cei care nu știu vadul lui Vodă la 20 km de noi? Ce facem noi? Oare noi nu avem nicio strategie? Noi nu avem nicio o mișcare pe care trebuie să o facem? Noi ne facem că nu vedem că sunt puși sub nasul nostru. Dragi prieteni, chestiile astea sunt extrem și extrem de grave ce se întâmplă în jurul nostru. Și noi, că am intrat în epopia sărbătorilor, gata, pe noi nu ne interesează politica, am intrat în bieții, eu înțeleg că e sărbătoare, e bradul, e Moș Crăciun, e Santa Claus. Dragi prieteni, sărăcia dă peste noi, prostia dă peste noi. Noi am creditat acest guvern să ne reprezinte. Dar când eu văd că Spânul semnează la Moscova, după care Gavriliță iese și spune că nu a avut mandatul să semneze, dar toată lumea, inclusiv Sturza, spune că toată operațiunea a fost gândită și gestionată de Maia Sandu. Și acum și să înțeleagă societatea. A avut mandat să semneze, nu a avut mandat să semneze. Bă, voi nu faci stânga, nu știi ce faci dreapta. Într-un singur guvern din trei oameni în cruce. Alt ministru iresponsabil, Budeanski, ONG-istul, iese și spune că toți cei care lucrează pentru salariu în minister pot să plece dacă lucrează numai pentru salariu. Dar pentru și domnul Budeanski trebuie să lucrăm pentru mită, pentru șpagă, pentru și trebuie să lucrăm. SIS-ul face note informative lui penalul Rizia și pe această cale, doamna președinte, ați făcut un apel public către liderii statelor europene să vă ajute să aduceți bandiții acasă, și pe Plahotniuc, și pe Platon, și pe Cacaliuc. Ați făcut apel public, dar dumneavoastră nu vreți să faceți exact ce ați cerut de la liderii europeni. Să-l trimiteți dracului pe porcul ăsta de Rizia, pe sălbaticul ăsta, să-l trimiteți dracului să stăie în pușcării în România. Ce fel de mesaje transmiteți în Europa dacă un bandit de drumul mare
condamnat în România stă la noi. Și vă spun eu că nu i-a duceți nici pe unul din cei care au plecat. Nu i-a duceți nici pe unul. Acum și ține de raportul cu oamenii care vin din diaspora. Am văzut foarte multă mizerie de la oamenii bătuți în cap care comentează, dar eu sunt sigur că ăștia sunt câțiva plătiți cu bani buni ca să comenteze. Băi, fraților, omul ăsta a venit cu 3 bomboane și de la vamă eu mai pus câteva bomboane că să le arăte la toată lumea că ies multe bomboane. Băi, Transnistria este problema. Pe acolo vine contrabanda, bomboanele ucrainești, pe acolo vin, nu de la diaspora noastră. Vă rog, nu vă mai umiliți și nu vă mai bateți joc. Doi, și el cu laptopul și cu calculatorul. Vă spun încă o dată, acolo șoferul i-a indicat vameșului cât costă, fără să țină cont. Și s-a împăcat, o găsit, o plătit, șoferul o plătit și calculatorul l-a dus acasă. Noi dacă încercăm să scoatem în public niște probleme, le scoatem pentru că lumea nu mai are unde să apeleze, nu mai are unde să adreseze. Noi am devenit ultima instanță pentru multă lume. O să vină timpul și noi am să le spunem. Sunt multe nume pe care nici nu vreau să le pronunț, nici să le repet, nici să aud ele, de ăștia șmecheri tari, care îți dau tare în gură, dar undeva stau departe de casă și e tare important și tare deștept. Veniți aici, pe prima linie, luptați aici fără de legile. Eu vreau să vă spun și am să vin probabil cu o conferință de totalizare să vă spun cu ce am ieșit eu în acest an electoral. Cu câte dosare m-am ales, cu câte dosare penale, probabil am să cer azil politic împreună cu colegii mei care vor să meargă. Să cerem azil politic. Ultima dată am cerut azil politic în 2008. Împreună cu Hyde Park am cerut azil politic în Cuba și în Coreea. Că acolo sunt mai multe drepturi ale omului. Vreți să mai cerem o dată azil politic? Vreți să-mi închideți gura? Neapărat să-mi dați în cap? Eu sunt supărat pentru că prietenul și colegul meu care a fost cu mine la Naslavcea, încă o dată, în plină campanie electorală, poliția de frontieră mi-a pus 2 amenzi. Acum pe băiatul ăla care are gospodărie țărănească. I-a blocat conturile, i-a blocat tot. Și vreți să faceți, mă? Hai când dați mie în cap, ați văzut că eu nu renunț la luptă. Acu-i dați în cap lui Valerică. Îi dați în cap la toți cei care sunt mai slabi, ca ei să nu mai vină niciodată lângă mine. Asta sunt metodele. Rosean Vasiloi, te-am apelat de 100 de ori. De fapt, și să apelezi la dânsul, că la dânsul împușcă contrabandiștii, să împușcă unul pe altul la nord și nu există nicio reacție. Și să mai apelez. Actele astea abuzive, făcute de poliție, care au fost avansate în grad, și acum nu mă tem să spun, de Rosean Vasiloi, au fost avansați în grad cei care mi-au pus amenzi. Ei nu vor să recunoască toată campania, am muncit și am alergat pentru oamenii buni, pentru PAS. Oameni buni, votați PAS. Acum ăștia îmi dau amenzi. Poliția lui Vasiloi, ce n-ați anulat amenzile, Vasiloi? De ce n-ai dat în bază de date și spui, mă, care amenzi ați făcut lui Costiuc? Ia anulați-le, dracului, că au fost abuzivi. N-ați spus voi că-i stat capturat. Vasiloi, mâine vin, poimâine când se deblochează Durleștiul, că nu pot să ies cu busul, vin să vă fluier acolo la departamentul ăsta vamal. Sau la poliția de frontieră. Unde mai sunteți? IGPF. Bă, sunteți nisâmțâți. Mi-ați blocat și mie. M-ați blocat pe mine, eu lupt cu voi. Deja nu mai am nicio problemă. Merg, asta mi-am asumat, asta merg. Bă, dar dați-le pace la oamenii de lângă mine, mă. Pe unii i-ați cumpărat, pe alții le dați în cap. Voi nu mai aveți probleme. Transnistria nu-i problemă, gazul nu-i problemă, sărăcia nu-i problemă, prostia voastră nu-i problemă. Eu știu, am să vă arăt și dosarul care ne-a venit acum. Odată în judecată, un membru PAS, un mare anonim care a devenit peste noapte deputat, odată în judecată. Nu-i nimic, o să ne judecăm și cu el. Dragi prieteni, e magia sărbătorilor de iarnă. Știu că e complicat, știu că n-am vrut să vă bat la cap, dar n-am putut să mă abțin în drum spre casă ca să înțelegeți că și presa noastră e așa cum este ea. Nu mai am nicio pretenție nici față de presă. Dar să nu întrebi nimic din ce și e important. Să nu întrebi, domnule, domnul Grosu, dar chiar nu știți nimic ce se întâmplă în țara asta? Eu înțeleg, doamna președinte, probabil are alte obiective, alte scopuri. Dar dumneavoastră chiar nu știți nimic ce se întâmplă. Cine-i promovat în vamă? Cine-i promovat în structurile statului? Chiar nu vă interesează nimic. Că se taie și se dă la metal întreprinderea de stat cale ferată. Nu vă interesează, domnul Grosu. Știți? Mi-a spus un prieten care șepe mai mult în ochelari, că eu n-am ochelari și nu știu. O să, Vasile, de când un ministru care
acum e nou ministru și a cumpărat ochelari de la Christian Dior, apoi de-am nu mai vorbește, nu mai răspunde la telefon. Procurorul general i-a pus paznic aici la Durlești, i-a pus butcă la poartă și îl păzesc să nu se întâlnească cu nimeni. Dar Viorel Morari face justiție în țara asta. Avem o iarnă complicată, dragi prieteni. Avem de luptat cu sărășia noastră, avem de luptat cu prostia noastră și avem și o guvernare slabă. Eu nu știu de ce ei nu vor să înțeleagă. Nu faci față, doamna ministru, nicio problemă. S-ar putea să fie un bun manager, poate la un alt nivel. Dați-o jos, demiteți, schimbați miniștri. Pe asta de la Ministerul de Interne am înțeles că o gătiți în vicepremier și să-l aduceți pe Vasiloi ministru. Băi, dar fășeți odată, văd că a făcut treabă la Poliția de Frontieră, aduceți-l deja la Poliția Națională. Hai să vedem și pe asta. Dar fășeți remanieri în guvernul ăsta, că nu-i vaca sfântă. Eu înțeleg că oameni nu aveți. Eu sunt disponibil și dispus împreună cu cei 10 colegi care am de bază lângă mine să venim să vă ajutăm la guvernare. De ce aveți nevoie? De ce aveți nevoie? Nu vă ascundeți. Luați-i pe cei care au mai rămas 10 oameni în statul ăsta. Eu sunt dispus să vin să lucrez, să apăr pădurile, să apăr trenurile. Și trebuie de făcut. Și să mă pun în genunchi la voi. Mie nu-mi trebuie de la voi nimic. Vreau să contribui, să nu spun lumea că doar e critic. Dar văd că dacă nu-i critici, ăștia își pierd orientarea în spațiu. Eu sper că dumneavoastră m-ați înțeles. Acu Sara, vă salut cu mare drag. Haideți să oprim împreună tunul de 150 de milioane de la căile ferate. Asta e o chestie de principiu. Tofilat să zboare din funcție. Chiar dacă frații au dat în judecată, ăsta n-are când să uite la frații o fură milioane. Acum vă mai spun un detaliu mic. L-am lăsat pentru Parlament, dacă mă cheamă, sau la SIS, să mă întrebi de unde știu. Cel care a organizat licitația, dacă vă uitați în urmă, ăla din capul miesei, e reprezentantul Serviciului de Informație și Securitate delegat la căile ferate să monitorizeze, să nu se fure. Și el conduce cu licitația. Bă, voi sunteți nebuni, băi. Ăla e paznic, l-a pus la paznic, băi. Statul l-a trimis să fie paznic la calea ferată, băi. Paznic, bă, l-a trimis. Și el conduce cu licitațiile, el vinde metalul, băi. Ăsta e exact ca Ruslan Munteanu când era șef adjunct la SIS. În loc să păzească averea statului ăsta, o smuls din stat cât o putut și pe urmă s-o devenit mare om de afaceri, băi. Rosean Vasiloi, ai acces la baza de date? Eu nu am acces. Dacă n-ai tu acces, spune lui Viorel Morar, el are acces. Vedeți când Tofilat o zburat în Turcia și când o zburat, am uitat de-am și numele la de scârbă. Unul care a lucrat tot șef la căile ferate și care e mare ștuțăr, o zburat în Turcia la o fabrică, la o uzină metalurgică. Voi aveți serviciu de securitate, precis lucrează pentru voi. Oamenii ăștia și Tofilat și celălalt, că am să-mi notez în căciulă când mi-aduc aminte, au zburat în Turcia. Vă spun și data, vă spun tot când au zburat în Turcia. Oamenii ăștia amblă să cumpără, să vândă metal, mă băiați. Vă salut cu mare drag. Arcadie Vicol, da, Arcadie Vicol. O zburat și el în... Ăsta e care ne-a scos colegii din partid. Arcadie Vicol, care a plătit colegii când a ieșit în campanie electorală și spune eu că eu sunt alu Plahotniuc. Apia ca Arcadie Vicol, omul din credere a lui Andronache, împreună cu Tofilat, o zburat în Turcia. Drept că cu căi diferite, dar o zburat împreună. Am înțelege cine a stat în spatele plecării colegilor din partid și cu declarații de cele acidic, Vasile, Iuda, ăștia care au furat atâția bani că nu știu ce să fac cu dânșii. Domnul Grosu, ocupați-vă de lucruri serioase, lăsați fleacurile. Am văzut ce ați votat pe 23 și pe 24, mi-e rușine. Mi-e rușine de ședințele astea de Parlament. Ocupați-vă de lucruri serioase. Că oamenii n-au multă răbdare. Afară e foarte frumos, vă salut de aici de la Durlești. Mă duc spre casă. Am vrut să vă spun că ăștia care suntem oligarhi, acasă încă nu avem gaz. Așa s-a întâmplat că constructorul ăsta e irresponsabil, gaz nu-i. Și energia electrică e trasă printr-un singur contor și se deconectează 3, 4, 5, 10 ori pe seară, până se arde și vine și pune alt contor. E că așa trăiesc oligarhii la Durlești, ăștia care mă pupă în frunte de fiecare dată. Noi rezistăm, noi nu ne plângem.
Noi suntem în jurul Bradului, suntem dacii din Carpați. Vă place, nu vă place, treaba voastră. Comentați pe paginile voastre, la liderii voștri. Aici să rămână prietenii, colegii mei și oamenii care judecă. Eu nu vă chem să fiți fanați, eu nu vă chem să bateți mătăni, să judecați, să gândiți cu capul vostru. Că televiziunile astea ne-au nebunit cu totul. La Moldova 1 când a fost ultima dată? În 2018, așa-i? De atunci, adică când a venit Alianța Cozac și când s-a schimbat guvernarea, n-am mai ajuns la Moldova 1. Dar avem și vorbi și la Moldova 1, dar până când văd că Facebook face minuni. Dragă diasporă, vă salutăm, oamenii noștri de acasă, vă felicit cu frumoasele sărbători. Sper că următoarele zile vom face mai multe acțiuni de caritate, ceva frumos pentru suflet. Că ne-a săturat de critică și de noutăți negative. Așa e frumos, e o minune. La Durlești nu se ridică mașinile. Deja gata, buxuie. Și mulțumim celor care ne susțin pe Patreon. Să știți că o parte din bani au mers la ajutoarele familiilor care nu pot să-și cumpere lemne. Gata. Bzz. Oho, mă duc și eu la vale. Ia că așa arată Durleștiul nostru. Dragi prieteni, vă salut cu mare drag. Ajutați-ne să ajungem la toți. Și acum am o rugăminte. Scriți-i comentarii și domnului președinte Igor Gros și doamnei președinte Maia Sandu și la alți deputații responsabili, poate ori auză, trimiteți-i video, trimiteți-i link-ul, spuneți-i, bă, să fură, mă, calea ferată, mă, și faceți voi, mă. Și doamna ministru a mediului, pentru cine lucrează? Eu știu că voi mă înțelegeți. Doamne ajută, cam poveste la Durlești.